Bună ziua, dragilor! Suntem la ziua 28. Nu normal, asta trebuia să fie o zi restaurativă. Dar nu vreau să facem restaurativă. Dacă doriți totuși să vă relaxați, faceți ziua 14 sau 7 sau 21. Vom face o clasă de vineasa. O să fie așa nici prea ușoară, nici prea grea. Punem un pic sângele în mișcare, cum îmi place să-i spun eu. Total body, adică efectiv lucrăm tot corpul. Haideți să nu mai pierdem timpul. Astăzi începem din jumătate de Shavasana. Cum îmi place mie să-i spun, stăm pe spate. Picioarele aproape de fund. Mâna stângă pe inimă. Mâna dreaptă pe burtă. Închidem ochii, ne liniștim un pic aici. Inspirăm pe nas. Ne mutăm atenția la respirație, cum urcă burta și cum coboară. Sau poate simțim chiar inima cum bate sub palma stângă. Căutați câteva clipe de relaxare, să vă liniștiți un pic pentru ce urmează. O clasă rapidă, dar echilibrată. Deschidem ochii, mâinile pe lângă corp, încă două respirații, ne uităm în sus, la tavan. Haideți să ne încălzim de aici de jos, dacă tot suntem aici. Urcăm picioarele în tabletop sau reverse tabletop. Mâinile către tavan și facem mișcările alternative pe care le-am tot făcut. Începem să ducem mâna stângă în spate, piciorul drept în față, inspirăm. Expire, vii pe centru. Inspir mâna dreaptă, piciorul stâng. Expire, vii pe centru. Inspiri mâna stângă, piciorul drept. Expire, vii pe centru. Inspiri mâna dreaptă, piciorul stâng. Expire pe centru. Inspiri mâna stângă, piciorul drept. Expire, vii pe centru. Întrosnesc picioarele. Inspiri mâna dreaptă, piciorul stâng. Expire, vii pe centru. Și stăm aici doar puțin. Trei respirații, exact în poziția asta, cum stau eu. Încercați să aveți spatele cât mai întins. Bun, și mențineți picioarele aici. Și acum lăsați mâinile, închipuiți-vă că aveți o cărămidă între ele, adică nu le lăsați să se despartă, le țineți cât de cât fixe și cu picioarele așa. Inspirăm și lăsăm mâinile pe spate. Expirăm, revenim pe centru, facem de 3 ore. Inspir, vii pe spate, încearcă să ții picioarele cât mai fixe și spatele cât mai drept. Expir sus și încă o dată. Inspir pe spate. Expir sus, prinde genunchi, trage ușor la piept, întinde-te un pic. Urmează să ne ridicăm. Cum facem asta? Împinge cu genunchi în palme, adică facem o postură activă. Împinge cu genunchi în palme și începem să ne rotim de 2-3 ori până căpătăm suficientă inerție ca să ajungem în fund. După cum vedeți, am saltea nouă. Am mai vorbit și eu despre ea, îmi place foarte mult. Saltea de la lup, cred că sunt primul om care o folosește. Mă simt și special. Haideți patru labe să încălzim spatele. Vacă, pisică, știm deja. Inspir capul sus, fundă sus, vacă. Inspir bărbia în piept, pisică. Inspir vacă, capul sus, fundă sus. Inspir bărbia în piept, pisică. Împingem palme, împingem genunchi. Inspir capul sus, fundă sus, vacă. Inspir bărbia în piept, pisică. Încă două. Inspir vacă. Inspir pisică. Ultima. Inspir vacă. Inspir pisică și facem și 2-3 pisici mai nervoase. Țineți picioarele ca mine, adică întinse, pe saltea. Și inspirăm vacă aici. Și când expirăm pisică, ridicăm ușor genunchii, bărbia în piept. Încă o dată, inspir vacă. Expir pisica asta nervoasă. Încă o dată, inspir vacă. Expiri genunchii sus, pisica nervoasă și haideți să ținem aici 5 respirații. Degetele sunt depărtate la mână, sunt respirate încă 3, 2, 1. Pune genunchii jos, fundă pe călcâi, scutură un pic brațele. Ne mai distrăm un pic, de ce nu? Din nou, 4 labe, palmele sub umeri, genunchii sub șolduri, degetele de la picioare de dedesubt de data asta. Și haideți să ridicăm un pic genunchii.
Putem să și mișcăm un pic exact așa cum fac eu. Ridicați stânga, dreapta, privirea în față, spatele drept. Deci ridicați alternativ fiecare picior. Vă folosiți de o inerție. Adică nu faceți, nu încercați să o faceți prea rigid, cum fac acum. Faceți-o mai degrabă ca un joc. Pentru că imediat vom merge în câinele cu fața în jos. Încă 3, 2, și 1, fundul sus, împinge palme, picioarele un pic mai în față, pășește un pic, mișcă-le. Îndoaie-le, simte-te bine aici, ne interesează spatele să fie cât mai întins. Pentru ca spatele să fie cât mai întins, putem să îndoim picioarele. Putem să ridicăm călcâiele. Nu vă uitați pe net la toți yoghinii care sunt perfecți aici, nu o să ne iasă așa bine și suntem foarte diferiți. Noi ne interesează nu să arătăm ca ei, ci să ne simțim ca ei. Mișcă-te un pic. Du picioarele puțin mai spate. Ridică-te pe vârfuri și haide într-un plank. Inspir plank. Expir, lasă genunchii jos, fără să atingă. Te duci într-un cealți pose cu genunchii sus, din nou câinele cu fața în jos. Inspir plank. Expir genunchii jos, fără să atingă cealți pose cu genunchii sus. Down dog. Inspir plank. Cealți pose cu genunchii sus. Down dog. Inspir plank. Mai facem 3. Expir cealți pose cu genunchii sus. Down dog. Încă 2. Inspir plank. Expir, te depărtezi genunchii și te duci în cealți pose fără să atingă genunchii. Încă una, cred. Inspir plank. Expir, lași genunchii jos, îi depărtezi. Unul în spate. Stăm aici în cealți pose cu genunchii sus. Încă 3. 2. 1. Pune genunchii jos. Întinde-te în cealți pose acum și odihnește de câteva respirații. Astăzi am zis că e o clasă un pic mai specială. Suntem la final. Începem să punem cap la cap tot ce am învățat. Sunt sigur că o să vă placă. Voi rămâneți în cealți pose. Eu îmi aranjez microfonul. Să zicem că l-am aranjat. Rămâneți în cealți pose. Suntem aici în cealți pose. De aici inspirăm, ne ducem în patru labe. Și din patru labe în câinele cu fața în jos. Dăm picioarele puțin mai în față. Trimitem călcâiele către saltea, dacă putem. Fundus către tavan, sugem burta. Rotație externă la brațe, împingem palme, umerii departe de urechi. Încă 2 respirații aici. Sper că ați putut ieri să stați în crow pose, preferata mea. Haideți să pășim mâinile de data asta către picioare, ușurel, cât o palmă, hop, 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 ajungem aici, inspir spatele drept. Expir fruntea la genunchi, împingem picioare, inspir mâinile sus. Expir, ne aplecăm fundul în spate, capul spre genunchi. Inspir spatele drept. Expir, merge cu palmele într-un plank, hop, 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 suntem în plank. Stăm aici 10 respirații. Poți să te miști, să o faci activ, a trecut deja o respirație. 8. Împinge bazinul în față, să ai spatele drept. 7. 6. Haideți că putem. 5. Suntem în ziua 28, deja putem să stăm mai bine în plank. 4. 3. 2. Și de aici o să mergem, bineînțeles, în down dog. Încă 1. Inspirăm. Expir, down dog, călcâiele spre către saltea, picioarele un pic mai în față, împingem palme, fundul către tavan, către tavan. Mai stăm aici 2 respirații, inspirăm, expirăm și încă o dată inspirăm. Și când expirăm, pășim din nou cu mâinile către picioare. Hop, 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 inspir spatele drept. Expir fruntea la genunchi, împingem picioare, inspir mâinile sus. Expir brațele pe lângă corp, deja ne-am încălzit. Expir mâinile sus. Expir fruntea la genunchi. Expir spatele drept. Expir palmele jos, mergem în plank. Hop, hop, hop. Nu stăm aici în plankul ăsta, pentru că mergem în plankul celălalt. Pe coate, dăm picioarele puțin mai spate. Să-mi fi cât mai drept, stăm și aici 10, sper că nu m-am urât. 9. 8. Vreau să ieși mai puternic din challenge-ul ăsta. 7, nu e mult.
6, mișcați-vă un pic așa dacă vă simțiți mai bine. 5, 4, 3 și 2 și la 1 pune bazinul jos. Inspir Sfinx. Ideea este să ne mișcăm și să ne sincronizăm cu respirația. Să mai stai respirații doar în Sfinx. Împinge bazinul spre saltea. Hop, trage un pic umerii în spate. Încă 2. Încă unul, inspir, te înalți un pic, expir, duci fruntea către prosop, în cazul meu. Du-te mâine lateral. Vreau să fie nici pe aceeași linie, adică nu ca o cruce, vreau să fie puțin mai în față și puțin mai în interior. Adică să nu fie mâna perfect dreaptă, să fie un pic îndoită. Ideal ar fi brațul să fie totuși pe aceeași linie, dar antebrațul nu. Un pic îndoită, degetele sunt în spider, împingem în degete, inspirăm, ne ridicăm, tragem umerii în jos. Capul sus, inspiri, expiri, te lași în jos. Inspiri, împingi în brațe, umeri în spate, capul sus. Expiri, te lași în jos, mai facem 3. Inspiri, împingi în degete, umeri în spate, capul sus. Expiri, te lași în jos, încă 2. Inspiri, capul sus, umeri în spate. Expiri, jos și ultima. Inspiri, capul sus. Expiri, te lași în jos, vino cu mâine în dreptul pieptului, împingem palme, ajungi în 4 labe. Și de aici în câinele cu fața în jos. Ne uităm la palme și deja începe să pășim către ele, ușurel. Inspir spatele drept. Expir fruntea la genunchi, împingem picioare, inspir mâinile sus. Expir brațele pe lângă corp, facem un salutul soarelui A și un salutul soarelui B. Inspir mâinile sus. Expir fruntea la genunchi. Inspir spatele drept. Expir palmele jos. Picioarele în plank. Ne ducem un pic în față. Punem genunchii jos. Fundul pe călcâie. Coatele jos. Pieptul între palme. Inspiri. Aici putem să rămânem în cobra. Sau cine vrea. În up dog. Cu genunchii sus. Expiri câinele cu fața în jos. Împingem palme. Vină cu picioarele puțin mai în față. Mai stăm aici. 5. 4. 3. Respiră. Respiră lung. Nu lăsa respirația acum să te obosească. Nu face să cadă 2 1. Hai să apropiem picioarele pentru că urmează să sărim. Inspiri, te ridici pe vârfuri, expiri în 2 picioarele și încerci să sari. Inspiri spatele drept. Expiri fruntea la genunchi, împinge în picioare, inspiri mâinile sus. Expiri brațele pe lângă corp, facem B1, avem pauză. Inspiri fundul spate, scaunel. Expir fruntea la genunchi. Expir spatele drept. Expir palmele jos, picioarele în spate. În plank. Mergem cu umerii în față. Genunchii jos. Fundul pe călcâie, coatele jos. Pieptul între palme. Inspir up dog sau cobra. Expir câinele cu fața în jos. Nu stăm aici. Inspir piciorul drept în aer. Expir, te ridici pe vârfuri, duci genunchiul la piept. Faci loc piciorului între palme. Pregătești piciorul din spate pentru Warrior One. Împingi în picioare, inspir Warrior One. Expir palmele jos. Piciorul în spate plank. Mergem un pic în față, genunchii jos. Fundul pe călcâie, coatele jos, pieptul între palme, inspir up dog. Expir down dog. Inspir stângul în aer, expir te ridici pe vârful, duci genunchiul la piept, îi faci loc între palme, pregătim piciorul din spate, inspir Warrior One. Expir palmele jos. Piciorul în spate plank. Ducem un pic în față, genunchii jos. Fundul pe călcâie, coatele jos, pieptul între palme, inspir up dog. Expir down dog. Ne odihnim 5 aici. Sper că nu v-am luat prea repede, dar vreau efectiv să punem sângele în mișcare și să și lucrăm în același timp. Nu vreau să mă înjurați, sau dacă mă înjurați, continuați să lucrați. Mai stăm aici 3, ne scărpinăm, nicio problemă. 2. 1. Apropiem picioarele. Vom încerca din nou să sărim sau să plutim. Inspir, ne ridicăm pe vârfuri. Expir, îndoim picioarele și când sărim, ne închipuim că fundul se duce mai degrabă către tavan. Inspir, spatele drept. Expir, fruntea la genunchi, împinge în picioare. Inspir, scaunea. Expir, brațele pe lângă corp. Haideți să mergem din nou jos.
Inspir mâinile sus. Expir fruntea la genunchi. Inspir spatele drept. Expir palmele jos, picioarele în spate în plancă. Haideți vinyasa. Umeri în față, genunchi jos. Fundul pe călcâie, coatele jos, piept între palme. Inspir cobra dacă vrei. Sau abdoc cu genunchi sus. Expir câinele cu fața în jos. Haideți să facem warrior 3, de 3 ori. Inspir piciorul drept în aer, expir te ridici pe vârful, duci genunchiul la piept, îi faci loc între palme, piciorul din spate rămâne la fel de data asta, adică cu călcâiul sus. Inspir brațele sus, expir duci brațele la piept în preier, vii cu piciorul stâng mai aproape, împingi în dreptul și ridici pentru warrior 3 sau 3. Expir, pui piciorul jos de unde a plecat. Inspir mâinile sus. Expir palmele jos, nu mai facem vinyasa, piciorul în spate, down dog. Inspir piciorul stâng în aer, expir te ridici pe vârful, duci genunchiul la piept, pui piciorul stâng în față, dreptul rămâne pe loc, inspiri palmele sus. Expir te lași un pic în față, duci palmele la piept, vii cu dreptul mai aproape, împingi în stângul, ridici dreptul, warrior 3. Expir, pui piciorul drept de unde a plecat. Inspir mâinile sus. Expir palmele jos. Down dog. Mai avem încă două. Inspir drept în aer. Expir, te ridici pe vârful, duci genunchiul la piept, duci piciorul drept în față, piciorul stâng rămâne pe loc, inspir mâinile sus. Expir, te apleci un pic în față, duci palmele la piept, împingi în dreptul, ridici stângul, warrior 3. Piciorul stâng jos. Inspir mâinile sus. Expir mâinile jos. Down dog. Inspir stângul sus, expir te ridici pe vârful, duci genunchiul la piept, îi faci loc între palme, dreptul rămâne pe loc, inspir mâinile sus. Expir te lași un pic în față, duci la piept, palmele în prayer, împingi stângul, ridici dreptul, pui piciorul la loc. Inspir mâinile sus în lunge, expir palmele jos, piciorul în spate în down dog, mai avem încă o dată. Haideți că putem, ziua 28, dragilor. Inspir piciorul drept sus, expir te ridici pe vârful, tu ești genunchiul la piept, pui piciorul în față între palme, inspir mâinile sus, expir la piept, te lași un pic în față, vii cu piciorul mai aproape, împingi în dreptul, ridici stâng, warrior 3, pui piciorul stâng jos, de unde a plecat, inspir mâinile sus, expir palmele jos, piciorul în spate, mai avem pe stâng o dată, inspir piciorul stâng în aer, expir te ridici pe vârful, tu ești genunchiul la piept, îi faci loc între palme. Împingi în picioare, inspir lungi, mâinile sus, expir te lași un pic în față, duci mâinile la piept, fii cu piciorul mai aproape, împingi în stângul, ridici, dreptul deschizi pieptul, expir pe piciorul de unde a plecat, opa, inspir mâinile sus, lungi, expir palmele jos, mergem în down dog, picioarele un pic mai în față, împingi în palme, ne ridicăm ușor pe vârfuri, punem genunchii jos, și ne odihnim câteva respirații. Child's pose. Ce bine a fost. Ziua 28, pentru asta ne-am luptat. Îmi face și ziua 28, și ziua 29, și ziua 30. Mai în forță, pregătiți-vă. Știu că unii dintre voi mi-au cerut chiar. Dacă vi se pare totuși prea greu, reveniți la zilele din urmă, ne mai odihnim aici încă 5 respirații. 5. Lasă capul ușor jos dacă vrei. 4, 3, 2, 1. Desfacem ușor și venim în 4 labe. De aici, din 4 labe, ne uităm un pic să avem spatele drept pentru o clipă, împingem palme, fă activ, degetele de dedesubt, genunchi sus și, bineînțeles, down dog. Mai stăm aici 3 respirații. Una. Două. Și urmează să mergem în față, facem warrior 1, warrior 2, trikonasana, toate, toate, inspir piciorul drept în aer. Expir, te ridici pe vârful, duci genunchiul la piept, pui piciorul drept în față, pregătești piciorul din spate pentru Warrior 1.
Inspiri ori oană, împinge șoldul stâng în față, șoldul drept în spate, umeri departe de urechi, încă 3, 2, 1, inspirăm, expirăm, deschidem, ori 2, vă stăm aici doar 3, uităm să ne asigurăm că suntem pe aceeași linie, 2, 1, îndreptăm piciorul din față, mergem cu mâna dreaptă către înainte și punem palma pe tibie, sau pe gleznă, mâna stângă în prelungirea mâinii drepte pentru Trikonasana, încă 3, 2, 1, mâna stângă în șold, îndoim piciorul din față, venim cu stângul mai aproape, punem mâna dreaptă jos, ca și cum am apucat ceva de jos, împingem piciorul drept și ridicăm stângul pentru Half Moon. Ducem mâna stângă în prelungirea mâinii drepte pentru 3, 2, și 1, 2, piciorul drept, pune stângul de unde a plecat, a plecat. Și ne ridicăm în Warrior 2, inspirăm, expirăm palmele jos, piciorul drept în spate, câinele cu fața în jos, stăm aici 3, 2 și 1, inspir piciorul stâng în aer, expir, te ridici pe vârful de genunchiul la piept, îi faci loc între palme, pregătim piciorul din spate, de data asta pentru Warrior 1. Inspir, Warrior One, împinge șoldul drept în față, șoldul stâng în spate, umeri departe de urechi. Încă 3, 2 și 1. Inspir, deschizi, Warrior 2. Ne asigurăm că suntem pe aceeași linie, ne uităm pe mâna stângă. Încă 3, 2, 1. Îndreaptă piciorul din față, du-te cu mâna stângă către înainte, pune palma stângă pe tibie, pe gleznă. Vino cu dreapta în prelungirea mâinii stângi și te uiți la mâna dreaptă pentru 3, 2 și 1. Pune mâna dreaptă în șold, îndoaie piciorul stâng, du mâna stângă în față ca și cum ai apucat ceva de jos, vino cu dreptul mai aproape, împinge în piciorul stâng și ridică piciorul drept pentru Half Moon. Deschide pieptul, 3, 2 și 1, îndoaie piciorul din față, pune piciorul din spate de unde a plecat și revin în Warrior 2. Inspirăm aici și expirăm, punem palmele jos, mergem în câinele cu fața în jos. Stăm aici 3, 2 și 1, apropiem picioarele și încercăm din nou să sărim sau să plutim. Ne ridicăm pe vârfuri, îndoim picioarele și când sărim ne închipuim că fundul merge către tavan, nu către înainte. Inspir spatele drept. Inspir fruntea la genunchi, împingem picioare, inspir mâinile sus. Aici depărtăm picioarele, nu știu unde aveți voi televizorul sau tableta sau laptopul. Eu o să merg cu dreptul în spate, pun mâinile în șold. Degetele sunt la interior de la picioare. Tragem ușor umerii în spate, coatele să vină unul spre celălalt. Inspir, trimis pieptul în față, lasă fundul spate. Și aici expir, găsești mai mult loc, pune palmele jos. Inspir, spatele drept. Expir, te apleci mai mult și mergi cu mâinile în spate. Încearcă să le duci pe aceeași linie cu tălpile, dacă se poate, cu călcâile, dacă nu, și știi aici e foarte bine. Oriunde ești, ești bine. Aici încearcă să faci o pârghie și să lași capul un pic mai jos. Trage de genunchi, uitați-vă la mine, hop, în sus, mai stăm aici 3, 2 și 1. Fii cu mâinile în față. Inspiri spatele drept. Acum, dacă aveți tableta sau televizorul în partea dreaptă, vă rotiți pe dreapta. Dacă aveți în stânga, vă rotiți în stânga. Eu o să mă rotesc în stânga. Cum fac asta? Mă ridic ușor pe vârfuri. Mă rotesc în stânga, vin cu mâinile în partea stângă, voi în dreapta, dacă nu, pun palmele jos, întoi un pic piciorul din față și vin cu piciorul din spate, lângă piciorul din față. Inspir spatele drept. Inspir fruntea la genunchi. Încă o dată inspir spatele drept. Inspir fruntea la genunchi. Și de acum ne ridicăm în scaunel. Inspir fundul jos, scaunel. Te ridici pe vârfuri și duci fundul jos pe saltea, punem palmele pe lângă corp. De fapt, le ducem chiar în spate, venim cu picioarele mai aproape. Împingem în tălpi, împingem în palme și ne ridicăm în reverse plank. Încercăm să fim cât mai drepți aici. Capul e ori pe spate, ori sus, cum vă simțiți bine, încă 5,
4, deschide pieptul. 3, 2 și 1, lăsăm ușor jos. Trebuișoarele puțin mai în față. Mâinile în paralele în față și ne lăsăm ușor pe spate pentru Navasana. Vom sta aici 10. Cine vrea poate să întindă picioarele. 9, 8, 7, 6, 5, 4, puteți, 3, spatele drept, 2, 1, lasă-te pe spate, trage ușor genunchii la piept, ne pregătim de final, nu vreau să o lungesc mai mult, cred că am transpirat destul astăzi, dar a fost bine pentru ziua 28, a fost exact ce trebuia, pune tălpile jos, deschidem umerii în cactus, tălpile sunt înălțimea saltelei. Mai stăm aici două respirații. Și lăsăm ușor genunchii către dreapta. Privirea în stânga. Stăm aici 5. Și schimbăm. Genunchi stânga, privirea în dreapta. Stăm aici 5. Doi. Unu. Picioarele sus, happy baby, știm deja, nici o zi fără happy baby. Mâinile prin interior și ne prindem de exterior. Încercăm să ne lungim spatele cât mai mult. Vom sta aici, 5. 3. Tălpile jos, întinde picioarele, mâine spre tavan, relaxează-te complet și închide ochii. Luăm două respirații mai profunde și începem să relaxăm fruntea, ochii, buzele, spatele, absolut tot. Încă o dată inspirăm profund și expirăm. Vom face patru respirații. Astfel, numărăm până la 4, inspirăm, ajungem sus, pauză 4 secunde, numărăm până la 4 în timp ce expirăm, pauză 4 secunde jos, facem asta de 4 ori. Haideți să începem. Inspirăm, numărăm până la 4 în gând. Pauză sus, numărăm până la 4. Expirăm, numărăm până la 4. Pauză jos, numărăm până la 4. Inspirăm, numărăm până la 4. Mie puțin mai greu că trebuie să și vorbesc. Pauză sus. Ideea e să avem aceeași lungime de fiecare dată. Adică să avem același limb când, atunci când numărăm. Vă dau un exemplu. 1, 2, 3, 4. Pauză sus. 1, 2, 3, 4, expirăm, 1, 2, 3, 4, pauză jos, 1, 2, 3, 4, mai facem de două ori, facem singuri.
Dacă am terminat, eliberăm și revenim la ritmul normal al respirației. Puteți să rețineți acest exercițiu, puteți să modificați duratele. Ideea e să faceți cam, să zic, aceeași durată sau dacă respirați de 4, pauză sus de 2, expirați pe 4, pauză jos de 2, încercați să fie duratele duble. Revenim la ritmul normal al respirației. Putem să observăm deja cum ne simțim, poate am amețit un pic. Dacă doriți să continuați, puteți să o faceți aici. Dacă nu, puneți pauză, continuați să vă jucați sau să faceți shavasana atât cât doriți. Dacă nu, cine dorește să ridice, întoarcem ușor pe o parte, ne sprijinim pe braț ca pe o pernă. Suntem pregătiți, împingem în palmă și venim în Sukhasana. Palmele la piept. Suntem aici două clipe. Să ne mulțumim că am făcut ziua asta aproape grea. Namaste. Mulțumesc, dragilor, ziua 28. Mă bucur mult că ați ajuns până aici. A fost un pic mai în viteză, dar sigur că v-a plăcut. Că chiar o să o repetați. Dacă ați avut dificultăți, repetați același lucru, reveniți la zilele din urmă, faceți ce vă place, faceți ce v-a făcut să vă simțiți bine și după aia mai încercați-o și pe asta și vedeți cum vă va ieși. Nu uitați, share, subscribe, mulțumesc mult că mă urmăriți și că faceți yoga cu mine. Ne vedem mâine la ziua 29 unde vom face ceva asemănător. Namaste!